Bună ziua, mulți stimați cetățeni. După cum cunoaștem cu toții, ieri împreună cu domnul prim-ministru, domnul Dorin Recean, am avut o vizită de lucru în două raioane cu prezența fizică și am avut o întâlnire în raionul Cantemir cu trei președinți de raion, cu șefii direcțiilor agricole. Este vorba despre raionul Taraclia, Cahul și Cantemir. Situația care a fost raportată de către conducătorii raioanelor și șefii directorilor agricole a coincis cu ceea ce a fost identificat pe teritoriul vizitat de către noi și în mod deosebit de către oamenii cercetătorii științifici care au mers iarăși în vizită de dimineață, s-au aflat în Cantemir, Taraclia și Cahul pentru a vizita peste 8 terenuri la în jur de 8 agenți economici pentru identificarea situației de fapt a lucrurilor. Este vorba despre Instituția Publică Centrul Național de Cercetare și Producerea Materialului Semincer și Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului Nicolae Dimo. Cercetători științifici au vizitat aceste terenuri pentru a-și face o părere. La o primă vedere, concluziile trase de ei după analiza făcută în teren a fost că cultura porumbului a fost afectată în proporții de 70-100% pe terenurile care au fost vizitate de către ei și motivele sunt ar fi seceta pedologică, seceta atmosferică, temperaturile excesiv de ridicate și umiditatea scăzută a aerului, precum și temperaturile nocturne de peste 25 de grade. Și dacă vorbim despre cultura de floarea soarelui, a fost afectată în proporții de 60-80% pe terenurile pe care ei le-au vizitat. Din partea Ministerului, luând în considerație că ambele instituții sunt subordonate Ministerului Agriculturii, s-a trasat obiectiv ca în două săptămâni să vină cu un program de recomandări și în luna august va avea loc un ciclu de consultări cu agricultorii din raioanele Cantemir, Leova, Cahul, din UTAG, Taraclia, Cimișlia, Basarabeasca, Căușeni, luând în considerație că noi de la 1 septembrie se începe noul an agricol, oamenii se pregătesc de culturile și de lucrările de toamnă. Practic, acești cercetători vor veni cu recomandări foarte clare de tipurile, soiurile, modul în care trebuie să ne pregătim de să facem față acestor schimbări climatice care fiecare an se accentuează într-o proporție extraordinară. În acest considerent, începând cu luna august, vom avea aceste consultări cu cercetătorii și cu agricultorii din aceste regiuni care au avut cel mai mult de suferit. În același timp, Ministerul Agriculturii a reiterat la toate direcțiile raionale pentru că cazurile de secetă, evident că nu în aceeași proporție, dar se atestă și afectarea culturii de grupa a doua, culturilor de grupa a doua se atestă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Toate direcțiile raionale și toate comisiile la nivel de raioane trebuie să continue procesul de actare și pe aceea cale adresez și agricultorilor să se adreseze în mod obligatoriu pentru a-și face actele de constatare a situației de calamitate naturală. În acest caz vorbim despre secetă pentru produsele de grupa a doua. Cu aceste acte, cei care le-au făcut, în mod obligatoriu trebuie să meargă, a fost făcut și un apel, am avut o discuție cu directorul de la Camera de Comerț și directorul de la Camera de Comerț a făcut un apel către agricultori de a se adresa la Camera de Comerț din regiune pentru a primi acel act de constatare a impedimentului justificativ din executarea obligațiunilor. El contează de început, de pe acum, de făcut aceste acte, ca ulterior să fie posibil de discutat cu băncile și cu ceilalți tipuri de creditori pentru reeșalonare și multe alte acțiuni din punct de vedere economic care ar putea fi lucrate și prevăzute. În același timp, Ministerul Agriculturii și Guvernul Republicii Moldova așteaptă de la toate raioanele procesul final de alcătuire acestor acte și o raportare centralizată de pe toate raioanele cu starea culturilor, ca să înțelegem la ce etapă este și care este totuși nivelul de afecțiune pe tot teritoriul Republicii Moldova. Repet, anul acesta este un an extrem de complicat din punct de vedere meteorologic și dacă în cazurile din sudul Republicii Moldova se atestă o afectare extrem de masivă a majorității plantațiilor, în unele cazuri din celelalte regiuni,
tot nu în același volum, dar toți atestă aceleași situații. În acest considerent vom aștepta procesul final de raportări de la direcțiile raionale pentru fiecare raion separat, concentralizator, ca să putem să înțelegem volumul total de afectare a culturilor din grupa a doua, ca să putem ulterior, la nivel de guvern, să identificăm resurse financiare pentru a veni în ajutor cu agricultorilor din Republica Moldova. În același timp, la Ministerul Agriculturii se analizează experiența celorlalte state, cum ar fi România, și se face analiza ce măsuri conexe s-ar mai putea în procesul de așteptare a acestor acte din partea direcțiilor raionale din Republica Moldova, se identifică celelalte măsuri care ar putea fi luate eficient pentru ajutorul agricultorilor care astăzi se află în situații extrem de dificile. Astea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc foarte mult și venim cu alte soluții pe măsură ce avem datele de la consiliile raionale și de la direcțiile raionale concentrate la Ministerul Agriculturii. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you.